unde Mântuitorul spune așa, cine n-adună cu mine risipește, ca drept dovadă că cetatea Constantinopolului trece prin asediu sultanului Mahomed al II-lea, ca drept dovadă că este cucerită și de atunci el și rămâne în istorie cuceritorul, pentru că a fost unicul care a putut face acest lucru. Acest lucru s-a făcut și datorită neatenției creștinătății, creștinătatea fiind împărțită în două, de la 1054, deci cu 400 de ani înainte, prin ruptura și schisma de la 1050, când s-a împărțit creștinismul de apus și de răsărit. Cei de răsărit au rămas cu dogmele și cu învățătura apostolească și sobornicească, cei din apus păstrând toată taina și tradiția cea veche de demult, dar adăugând, cum am spus și altă dată, cele cinci elemente noi stabilite în sinodul de la Ferrara-Florența, care a avut loc undeva pe la 1472, dacă nu mă înșel, și care au adăugat filioghia, supremația, infailibilitatea, consubstanțialitatea și purgatoriu, lucru care a adâncit un pic și mai mult relația dintre cele două creștinătăți, cea de apus, romano-catolicismul, și creștinătatea sobornicească și apostolească a Bisericii de Răsărit, cea rămasă în titulatura și în virtutea sinoadelor ecumenice. Nu merg mai departe pentru că nu asta ne interesează, ci merg la faptul că la vremea respectivă Constantinopolul trecea prin două mari primejdii. Una, creștinii erau împărțiți și cei de apus își doreau să-i cucerească pe, constantinopolitani. Constantinopolitanii, trecând prin vremea cruciadelor 1200-1202, Ioan Vecos, care intră în Constantinopol și la vremea respectivă se declară patriarh al Constantinopolului, a strânit atâta furie și atâta răutate și atâta ură din partea creștinismului de răsărit, pentru că a făcut niște abuzuri incontestabile pe care istoria le poate ierta, dar nu le poate uita. Nu în sensul că și ne iartă nouă păcate noastre cum și noi iertăm greșiților noștri. Au procedat exact ca în vremea lui Leon Isauru și Constantin Compronimo. Au pus pe foc icoane făcătoare de minuni. Au ars moaște. Au topit și au făcut fripturi în talgerele sfinte, de făcut cele ale bisericii, cele sfinte, și au fript carne și fripturi cu mirul sfinților. Au devastat atunci Constantinopolul și au furat foarte multe relicve creștine originale pe care răsăritul le-a avut, care astăzi le găsim fie în Biserica Vaticanului, Sfântul Petru din Roma, sau o parte la Domul din Chiol. Vasele de la Cana Galilei, coroana de spini a Mântuitorului, sulița care a fost pusă cu burete în mâna Mântuitorului și multe alte lucruri din astea rămase din vremea Mântuitorului sau primii pași ai creștinătății. Și de aici s-a înfiripat o ură neștearsă, pentru că ei nu s-au mulțumit numai cu cucerirea Constantinopolului. La vremea respectivă au intrat și în Sfântul Munte Athos și în multe mănăstiri au strâns călugării, au băgat în turnurile clopotniți, au pus foc în jurul lor până ce i-au ucis. Aceasta se întâmpla, există și astăzi în Sfântul Munte un pirg, nu știu, parcă la Stavro Nichita este aceasta, dacă mi-amintesc, loc unde s-au ars vreo 300 de călugări creștini pentru că n-au vrut să se închine romano-catolicismului la vremea de atunci. Ei, acestea au rămas ca niște răni în istorie, asemenea unui leu care este odată rănit și ori de câte ori vede o hienă, e în stare să o sfâșie pentru că știe că îi poate provoca din nou răni. Când a venit vremea întâmplării de la Constantinopol, a căderii în timpul lui Mahomed al II-lea, creștinii au trimis către Sfântul Scaun la vremea respectivă, domnule, ne cotropesc păgânii, ce facem? Pierdem Constantinopolul, inima creștinătății. Ei ce au făcut? S-au prefăcut că îi ajută, n-au trimis banii la timp, n-au trimis oștile la timp,
singurii care au luptat într-un mod categoric și bărbătesc ca niște adevărați eroi, au fost niște vienezi, un fel de, sau genovezi, care erau foarte bine instruiți, un fel de trupe speciale care au ținut săptămâni de-a rândul față măcelului din Constantinopol și nenorocirilor. Tot poporul era implicat. Femeile care au bolovani făceau material de mortar, copiii aduceau apă, bătrânii veneau și cărau pentru materiale de schelă. Ce zidurile se fermau ziua în timpul bombardamentelor, în timpul nopții le reparau, în ideea de a salva Constantinopolul. Dar apare marea dramă, pentru că nu s-a mai trimis ajutorul din apus. Sub ce formă? Crezând apusul, astea sunt cărțile istoriei, nu sunt de la mine, deci sunt în istoria universală bisericească. Deci disputele creștinismului au fost suficient de grele, de aceea noi întâlnim uneori repulsia față de aceste date istorice, cu oamenii zic, păi dacă e numele Lui Dumnezeu, de ce atâta răutate? Aici nu era vorba de răutate, aici era vorba de supremația rădăcinii creștinătății, cine ar putea o deține. Evident că fiind ruptura de la 1054, neavând 1000 de ani de creștinism, care de fapt erau și temelia romano-catolicismului de apus, ei au încercat cumva să domine prin numeritate. Ori aici nu mergem prin putere și prin număr, mergem prin har și prin lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci ce au zis? Lasă să vă cotropească turcii dacă nu vă închinați nouă, adică nu vă putem trece la catolicism. Au fost niște împărați, niște andronici în istorie, care au mers până la semnarea unor documente de împăcare. Ce a zis? Domnule, ne unim, facem noi ce facem, numai să scăpăm. Și s-au ridicat câțiva patriarhi foarte categorici și foarte demni și foarte aprinși, cum a fost Fote cel Mare, Marcu Evgenicus, a mai fost încă unul, nu mi-l amintesc, care au spus așa, decât tiara papală, mai bine turbanul musulman. Adică au acceptat să plătească tribut turcilor, dar să nu se închine niciodată catolicismului, romano-catolicismului. Și, într-adevăr, efectele au fost și de durată, dar și foarte dureroase. De ce? Odată cucerit Constantinopolul, bineînțeles că toți ce erau bătrâni au fost trecuți prin sabie, copiii au fost luați în icer, fetele au fost luate în haremuri, maicile, călugării uciși s-au trimiși la Sfântul Munte sau unde era locul lor la vremea respectivă, maicile batjocorite, băgate prin... spune că la vremea respectivă, numai într-o singură zi s-au tăiat la 5.000 de creștini în biserica din Constantinopol, acolo la Sfânta Sofia. Pentru că toată lumea a fugit să se ascundă în biserică, împăratul era deja mort, nu mai trăia, Constantin, parcă al 12-lea, dacă nu mă înșel, și suferința a fost atât de mare, pentru că sultanul a spus așa, dacă cucerim Constantinopolul, aveți dreptul la 2 săptămâni de jaf, jaf însemnând furat femei, copii, ucis, devastat, furat bijuterii, furat tot ce se putea fura, cum adună omul în ograda lui, are de toate și tot felul de acareturi, cum era în vremea respectivă. În epoca medievală oamenii nu se bazau pe X5 sau pe, cum e acum, calculatoare și televizoare. Deci omul avea fie aur, fie argint, fie bijuterii, fie statuete, tot felul de lucruri care aveau valoare numismatică la vremea respectivă. Și atunci, în jaful acela a fost și ucidere, și cotropire, și omor, și desfrâu, și dezmăț, și toate. Până ce sultanul a înțeles barbaria poporului pe care îl conducea și a spus așa, prada e a voastră, orașul e al meu, nu distrugeți, nu dați foc și nu stricați nimic. Și a pus stop. De aici a început și închinarea la înalta poartă otomană și așa a început de la căderea Constantinopolului și până când stăm noi de vorbă la 1877, la capitularea pentru independență, ca să spunem inclusiv a statului nostru român, prin bătălia de la Plevna, acolo la redutele unde au fost învins, parcă Osman Pașa a fost ultimul general turc care a fost învins la 1877 când s-a semnat capitularea și Imperiul Turc a înțeles că nu mai are putere, trebuie să se limiteze.